Joi avem nevoie de voi la meciul cu Donera Călăraș. Veniți să ne susțineți la sala Chiajna. Steaua va disputa joi la sala sporturilor din Chiajna primul meci oficial al anului în Liga Zimbrilor. În tur la Călăraș, cele două formații au remizat 28 egal. Ne bucură faptul că o zi înaintea începerii returului am reușit și noi să ne reunim cu toți. Au venit și cei care au jucat cu Naționala Braziliei. Cred că lor o să le trebuiască un pic mai mult să-și revină. Acum am ieșit de la ședință și am ajuns la concluzia că problema mare a noastră din acest tur de campionat a fost apărarea. Cred că trebuie să ne concentrăm un pic mai mult pe faza de apărare, pentru că totuși atacul cât de cât a mers. Suntem dornici de a lupta pentru cele 3 puncte prima dată și cele 36 de puncte rămase în luptă din sezonul regulat. 12 etape au mai rămas de disputat din sezonul regulat în Liga Zimbrilor. Jucătorii și antrenorul Sandu Iacob sunt optimiști în ceea ce privește partea a doua a campionatului. Aveți nevoie și de suporteri mai mulți aici la Chiajna? De suporteri tot timpul vom avea nevoie, doar prin evoluția noastră îi putem aduce la sală. Atmosfera în sala din Chiajna atunci când ei lipsesc e puțin apăsătoare și puțin demoralizantă, să zic, sau nu face să fie o oarecare adrenalină. Primul meci întotdeauna e un pic mai greu, dar jucăm acasă și sper că asta să ne ajute. 28-28 în Dunărea nu este un rezultat slab. Ei acasă sunt foarte tari, au o galerie foarte puternică care îi împinge foarte tare și eu personal și cred că toată echipa ne-am bucurat foarte tare dacă am avea și noi un sprijin mai puternic. Pentru noi ca jucători, până la urmă, pentru asta jucăm, pentru lumea care vine să ne vadă. Javier Umeț s-a calificat cu Naționala României în play-off-ul pentru campionatul mondial din 2021. Catalanul speră să întâlnească Spania, campioană europeană, la următorul turneu final. Ajungi cu România la mondial să întâlnești Spania, probabil? Da, Doamne ajută, v-au demonstrat spaniolii că sunt cei mai buni. Au un sistem bun, se pregătesc de foarte mulți ani și se vede că au făcut-o bine. Primul sport pe care l-ai făcut, care a fost? Handbal? În afară de fotbal, care îl făceam acolo cu băieții la școală, da, primul sport așa a fost handbal. Din cauza că eu eram stingaci, foarte înalt și când am aruncat la poartă mai tare decât restul, a zis, gata, la tine e clar, la handbal. Meciul de handbal din etapa 15 dintre Steaua și Dunărea Călăraș va putea fi urmărit în direct și pe canalul de YouTube Steaua TV, joi, începând cu orele 18. Vrei să fii la curent cu cele mai noi informații de la Steaua? Urmărește canalul de YouTube Steaua TV și dă un follow paginii de Instagram Steaua TV Oficial.